Lacrimile curge pic, pic, pic. Zici că parcă e un dus stricat. Întoarce-te la mine, întoarce-te, că zic că nu o să mai vând beat. Ochii mei, ta tristețe plânge, lacrimile plânse din o curge. Pernile e udi, de atâta oftat, vino înapoi că nu mai fac. Lacrimile curge pic, pic, pic. Păi zici că parcă e un dus stricat. Întoarce-te la mine, fată, dacă zic, întoarce-te că n-o să mai vin beat. Ha! Deci, cât eram eu de supărat și de amărât, deci mi-a luat Dumnezeu ca cu mâna. Deci nu e adevărat așa ceva, sunt înrămurit, sunt stancă de piatră. Eu așa ceva n-am mai văzut, deci spuneți și mie, s-a mutat concursul de Miss Univers aceea la noi și n-am știut că îmi puneam și eu cravată, un papilion sau ceva. Incredibil, deci, nu, două secunde, să văd dacă e visa. Nu e, bă, e, Bobiță. Deci, Bobiță? Deci ne și cunoaștem, incredibil așa ceva. Ne-am văzut pe undeva, era în nu mai ții minte în cer mii de scuze, cred că eram abțiguit nu, sau nu, era... Nu, 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 ne-am cunoscut, dar cine nu te știe pe tine, nu? Și asta e adevărat, că până la urmă vorba aia, deci... Da. Dați-mi voie, deci, să vorbim. Pot să zic acum per tu. Da. Tu, ce să... E, ce vânt? Adică, de ce... E, cum? Mai bine nu întreba. Mai bine nu întreb, ce dracu vorba lui. Ce să-i faci, băi, frate? Păi, și? Ma... Ce trebuie să fac o fată ca să primească o bere rece aici? E, să fac... Sau, de fapt, două, cum e setea. Să facă ce să facă, să facă exerciții de matematică. Să știe toată matematica și fizica din univers adunate și puse în paranteză și luate la pătrat, care, dacă îmi permiteți, o glumă cu matematica, că nu prea să fac mult. Adică, deci, ar veni, nu trebuie să facă nimic, trebuie să ceară și atât. Da. Nu mai păi, am suflu. Ce? Păi, trebuie să cer cu subiect și predicat, trebuie să te rog frumos sau te-ai prins că vreau o bere. Ah, scuze, băi, eu mă dusesem acum, eram într-un film cu... Era... Mă gândeam la ce ți-aș, la ce mi-aș, ce ți-ar trăi, ca să fac, să, să-i, mă duc să aduc berile alea. Îmi s-au scoat gura, bă. Mai v-ați răcorit? Cât de cât acolo. Da. Și ce vânt vă aduce pe aici? Adică ce... Sunt în vizită la cineva. Ia. Da, câteva zile așa pe vară. Frumos, la țară aici, aerul de țară tot timpul este mult mai miraculos decât alte... Cum zicea și Duilu Zanfirescu în cartea lui, volumele 23, cu viața la... Căsătorită? Contează. Contează la poliție dacă întreabă... Bine, nu, pe mine nu mă interesează, că nici eu nu sunt căsătorită, adică cum ar fi pentru mine la fix. Mie îmi place turistele, vino, intră, pleacă, du-te, n-are cine să... Da. Ce să... Da. Păi și? Ce-i de făcut pe aici prin Fierbinți? Vreun obiectiv turistic? Un monument? Monument mai mare decât eu care sunt, nu cred că există, da. Da, comic. Da. Blestemul meu, așa m-am născut, ce să cuce, și Adrian Minune m-am născut comic în funcție la... Bine, așa ca monumente, poate Tutankhamon să se mai dea cu mine parte în parte, dar Tutankhamon e mor de mult, deci nu mai există, eu sunt viu și pot să mă fac și mai viu de atâta dacă mă ating și ca lampa lui Aladdin. Bine, ideea că și la Tutankhamon acolo e cu intrarea, e, la mine e intrarea liberă, intri, ieși, intri, ieși, puteți vedea... Monumentul care, deci... Care mă, nebunule, tu vrei să mă umori. Da, așa sunt. Hai noroc, Bobiță. Hai noroc. Săruna. Să-și mare. Un minut, dacă... Ce era, mă, Bobiță, de nu puteai să-mi zici la telefon? Bă, Goțeară, tu știi că ai un fir de curent tras până la Penelopa? Da. Ia auzi, de unde știi? Da, că eu l-am tras. Tu l-ai tras? Da. Păi de ce l-ai tras, mă? Păi l-am tras de treaba mea. De ce l-am tras? L-ai tras de treaba ta. Da. Ai bucurii la Penelopa, nebunule. Amă, care... ce cu să amă? Bucurii, da, mă. Vezi că și Dorel a tras un fir acolo. Și Dorel? Mhm. Și Dorel, și vezi că e mai mulți care a tras fir acolo. E mai... Asta e, bă, și ce, dacă e mai mulți, că
se merită. Bă, treaba voastră dacă se merită, dar la mine nu prea se merită, că mi-a venit factura la curent 2000 de lei și peste, m-ai înțeles? Da, bă, și mie mi-a venit la fel, ce să fac, dar se merită. Bă, bă, coțeală, s-o merită, dar la mine nu, mie nu-mi convine așa, bă, că eu plătesc și doresc să bucură, da? Ce dacă bucură deci tu? Nu, mersi. Eu vreau să-mi scot banii din pagubă, da? Da? Pe cum îi scoți? Uite așa, că m-am gândit că am și un plan. Băi, ai fiate, nevasta știe? Bă, bubiță, te rog, cum facem asta între băieți, da? Lasă-mă că între băieți, că m-a făcut credit în pita aia. Deci fii atent cum face. Până diseară vii la mine cu 500 de lei cash, mai înțeles? Dacă nu vezi că află nevasta și dacă nu vezi că se supără și Marian. Nu se supere Marian. Uite aia, se supără Marian și nu cred că vrei să supere. Bine, gata, bă, să nu se supere Marian. Hai că vin. Hai că am plecat. Săruna. Pa, pa. Mă scuzați că am... Da. Da. Mi se pare mie sau ești eu puțin încordat? Sunt puțin așa încordat, dar... Pot să fiu și mai încordat atât, adică dacă mă... Da. Dar de la o sau vrei să mă întărăți? Și una și alea la altă. Auzi? Da. Nu vrei tu mai bine să-ți fac un masaj? Wow. Să mai scap puțin de tensiune? Masaj sau... Masaj. Masaj. Unde să... Aolo, da, bine, bă, nu că e... Deci ai mâinile alea bioenergii sau ceva de aolo, de mă străfunică pe tot corpul. E un secret, un ceva, nu? Nu e, doar masaj, pur și simplu, atât. Nu cred așa ceva, deci pe cuvântul meu îți dau una, deci nu există. E ceva, undeva, e Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu, când e el obosit așa că face și reuze, dai sacte, are și Dumnezeu pe cap acolo ce-i progresul, dar ca idee... Cred că când e obosit, dacă ar avea una ca tine care să mi-ți ilea, să mi-l... Cred că l-ar pune pe picioare în doi timp și trei mișcări, mă, ar ști Dumnezeu, potea prost pe la ceva. Hai, noroc și sănătate. Mă, rog, cine intre așa, nu bați, nu... Să crești mare. Du-te că am treabă acum, vorbim mai încolo. Da, mă, nu, că nu, eu nu mă grăbesc. Nu, că eu am terminat. N-are... Ai terminat? Nu. Aolo. Ia zi, mă, rog, cine ai adus? Da, bobiță. Hai, dă-i încolo. Da, bobiță, ia, ia. Păi ce să stea, mă, nebunule? Ce-am vrut eu cu tine? Atâta am. Te rog, eu nu te supăra. Păi eu nu mă supăr, dar nevasta o să super când o să afle că ai tras curent la Penelopa, mai înțeles? Da, mă, ți-i dau, promit, pe cuvântul meu, domnule. Când mă mi dai? Poimine. Păi mine e târziu, am nevoie de azi. Păi azi n-am, băi, bobiță. Păi cum facem, mărăcine? Vrei să se supere Marian pe tine? Nu. Păi dacă nu vrei să se supere Marian, cum facem, mă, cum îmi dai banii? Că se supăra, bă, dacă tu nu mă înțelegi, asta e, atunci nu-ți mai dau nici ție, nu-i mai dau nici lui aia curent, ci poate să afle și nevastă-mea și să se aleagă praful de toate. Stați, mă bag și eu puțin în discuție. Bagă-te, te rog frumos, ești invitată. Da, deci, bobiță, tu ai deprimit bani de la el? Da. Da, are și îi dau pe cuvântul meu de onoare că îi dau în două zile. Păi, două zile nu e mult. Zici tu? Cred că se merită să mai aștept. Hai, mă, bobiță, fii și tu om, uite dacă zice și domnișoara. Bine, mă, dar în două zile să vii cu banii, că după aia se supără Marian și îl dau pe tine și dragii tăia, mai înțeles? Lasă să nu se supere Marian, ai tu grijă, gata. Bine. Hai, sănătate, bine. Să rămână. Auzi, dar cine-i Marian? Lasă-mă pe Marian, că nu vorbim acum de el. Ce să fac eu acum să mă recompensez pentru acest masaj care l-am primit de mamă? Da. Păi, ce zici să mergem la tine în dormitor? Acum? Ce, prea repede? Nu, dar mă gândeam cum ar veni să mă duc puțin înainte, adică un minut, ca să pot să strâng și eu pe acolo, că e cearcea furlecar, bă, e firmituri în pac. Noi ăștia care nu suntem însurați, n-avem obligații, mai mâncăm și noi în pat, că nu, îți mai sare din gură. N-ai nevastă să zică, băi, vezi-mă că scade, dă-te dracu. Da? Vin peste un minut. Peste un minut e cel mai bine. Cred că m-am îndrăgostit. Cred că m-am îndrăgostit. Cred că da. Și nu-mi bate inima. Alo? Ta-da! Păi ce
facem aici? Dăm lovituri așa pe nepregătite? Dacă leșinam când te vedeam, te-ai gândit la asta? Nu m-am gândit la asta. Dați-mi voi o scurtă prezentare. 128 de kilograme de muș, dragonul din fierbinți, visem aici. Unele părți sunt telescopice, apar dar dacă trage crapul. Mă zăpăcești de tot pe cuvânt. Eu mă zăpăcesc pe mine când mă uit la mine în oglindă, dar al Victor. Filmul meu preferat este... Care? Intrarea dragonului. Zero! Și cum ar veni, tu ai intrarea, eu am dragonul. Da, nu face? Trebuie să-mi explici, că m-am prins singură. Bine, eu sunt mai cinefilic, așa, și îmi place să exprim imagini și... Înainte de toate, dă-mi voie. Ia un loc. Până nu-mi pierd cumpătul și capul de pe umeri. Oh! Ce vânt te aduce pe aici? Adică ce minune dumnezeiască te-a făcut să te oprești la... în față la mine, la cârciumă aici. Ți-a intrat o pietricică în aceste frumoase zândăluțe care presupun că-și ceva firmă și te-ai oprit să o scoți și ai zis, mă, ce... Nu, 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 ți-am zis, sunt în vizită, sunt musafir. Musafir? Da. Bă, ce dracu mă onoroc ca unii de musafir. La cine? Nu, dar ce curios ești. Mai mult așa ca idee, că știi cum ar veni din... Nici n-am băut două beri și am ajuns seara dragonul, cum ar veni, știi? Pe mine nu-mi trebuie mai mult. Eu, la mine durează de obicei, adică la mine e cu poezele, cântecele, mă dau peste cap, am un nas roșu de clown să mă vezi apariție-dispariție de n-ai văzut. Da. Cum am ajuns noi așa din două vorbe la Jos Textila, nu știu. Păi n-am ajuns încă la Jos Textila. E, draci, dar ce durează? Ia uite-mă că ești că-s pe telecomandă. Cine? Mamă, lasă. Scuză-mă. Da. Da? Au, da. Da. Cine? Anaf? O cunoștință. Auzi, da. Ce zici tu să... Mergi să faci un duș și când te întorci mă găsești aici întinsă pe canapea, nu? Da, ar fi cazul, într-adevăr, dar am fost la balos toată ziua, era încărcat și de-aia mă întorc imediat. Da, repede. Da, nu că repede. Sunt încinsă deja. Ești încinsă? Te rog frumos să te dezavoiezi imediat. Fac și eu capul în căldare, mama aia și vin imediat. Când m-ai strigat tu, imediat am venit, da? Bine. Haide, poți să vii, da. Hai. M-am pregătit. Te bagi? Da, te bagi în dulapul ăla acolo. Da? Și filmez tot. Da, filmez tot. Ai grijă să nu te sperii, că o să facă toate alea. Băi, mă, stai pe mine pe față. Auzi, dar cum filmez? Așa sau așa? Cum să-l prind tu, întreg. Hai, tu, hai. Da, da. Hai. Ce dracu, mă, toate șifonierile astea sunt strâmpe. Ești gata? Da! Vine băiatul! Haide să mă răcorești! Păi nu te răcoresc eu! Ia, da, unde-i deșteaptă alaltă? Care deșteaptă? Ai, mă, nu mai da cu mine învrășeală de asta. Ce facem? Vrei să ne apucăm să o căutăm noi? Noi cine să o caute? Băieți, ia veniți, mă, încoa! Da, așa, da. Penelopa? Penelopa, ești de acolo, că e groasă. Penelopa? Ia, m-am blocat aici, mă! Claudia! Claudia, dă-mi drumul, Claudia! Deci, fetelor, ia aici, ce aveți de spus în apărarea voastră? Ce apărare, mă? De ce să ne apărăm? Cum, de ce? De scroace și pragmatice sunteți. Păi cum adică mi-ați făcut voi filmulețe când eram eu cu ea în parc?
Da, da, și m-ați prostit, m-ați păcălit. Ea s-a dat și cu parfum de la ca să mă amețească pe mine și după aia mă șantaja să vă dau cu că dacă nu i-l arătați lui nevasta mea. Uite, de-aia. Păi și da. Cu mine și-a făcut la fel, da, să știi. Da, și mie să nu le arate lui mămica, că de ea mi-e rușine cu nevasta mea. Mai rezolvi, vă, dar lui mămica să vadă. Păi ai cu ăștia, am înțeles care-i treaba cu mămica, cu nevasta, cu drasea, dar pe mine? Adică cu mine ce-ați avut? Că eu nu sunt căsătorit, n-am nevastă. Păi cu tine băteam la primar. Ești consilier. Și până te scuzai tu că nu e, că cum e, că nu știu ce, flau ăia de la județ și îl puneau pe Vasile să te dea afară. Eu auzi, mă, nu sunteți proaste. Vă merge cam. Hai să o luăm pe rând așa. Ce făceați cu curentul prima oară? Păi ce făceam? Îl vindeam la alții pe jumătate de preț. Ia auzi, mă, cu ea a fost ideea? La mea. A ta? Bună idee. Mamă, ce-ar fi mers asta câțiva ani dacă nu dădeați de noi, vă umpleați de bani, este? Da, ați dat de noi. Ai, ce să-i faci? Și filmulețele cu proști ăștia, ce-ați făcut cu ele? Le are amândouă da. Telefon și pe Europa și asta de ei, auzi, mă. Eu auzi, băi, ești de la Dridu, nu știam că avem așa aproape vecine de aia. Deci, dar aveți în telefon, da? Așa și? Nu ca așa și, fiți atente. Ștergeți frumos telefoanele, lasă țeapa, curentul aia să fie la noi. Ștergeți frumos astea, filmulețele, dar nu că le ștergeți, le ștergeți de tot, să nu mai există nicio urmă, că dacă nu mă supăr pe Nelopo și întoarcem placa, fii atentă. Bă, ce să-ți povestesc, bă, Bobiță, bă. Dar ce crezi că mi-e frică de tine, mă? Sau de agaricii ăștia? Bă, parte în parte vă fac. Și dacă veniți toți, eu oricum sunt obișnuită cu bătaia, bă, da? Că am luat destulă. Pe deci sunt tăbăcită, mă, nu am probleme. Penelopo, mai ho, că n-a zis nimeni de bătaie. Cine dracu e ceva de bătaie? Noi avem fețe de bărbați care bate femeile, măcar atât, dracu, se aude după aia pe la Dridu și ne facem de... Păi nu prea, nu. Păi asta zic și eu că nu prea, dar noi nu, noi nu avem, noi nu vă facem nimic. Dar voi nu știți pe Mariană? Cine e, mă, Mariană ăsta, că ai tot zis de păi, el? Păi, de-aia am și zis ca să-ți intre în cap bine. Și nu că Marian, dar și prietenul lui Dorian e prietenul. Marian și Dorian! Cine e, mă, Marian și Dorian ăștia? Ce crezi, că mi-e frică de ei? Eu zic așa, Penelope, mai bine să ștergeți filmulețele alea, că dacă nu vă bag în dulap până apoi acolo, și-am văzut că e locul strâmt. Și bag și pe Marian și pe Dorian și n-o să vă plac. L-am puneric în dulap! Marian și Dorian! Cine dracu, mă, sunt Marian și Dorian ăștia? Ia du-i, mă, să-i văd! Ia du-i, mă, pe Marian și Dorian să-i văd! Doamnelor, dacă-mi dați voie, dacă-mi dați voie, haide, mă, aduci! Da! Marian și Dorian, să intre! Când au văzut astea pe Marian și pe Dorian, bă, s-a intimidat și a șters toate filmulețele, bă. Le luase cu transpirație de frică. Și aia Penelopa cât ia de tare în gură, știi cum s-a făcut ca plastilina, așa s-a băiat. Băiat deștept, Bobiță ăsta, bă, că el a venit cu ideea, el le-a pus cap la cap pe toate. Nu-i chiar, că pe mine m-a sunat întâi Bobiță. Că m-a sunat și m-a întrebat ce am pățit și eu i-am zis și după aia s-a apucat el de ceapă. Bă, eu mă bucur așa că voi v-ați rezolvat problemele. N-am, da, bă, povestea ta mi-e dă cu virgulă, mă, Dorele, mă. Cu ce tare am la mână, că ăștia sunt însurați, au femei, dar tu... Da, mă, nu mă recunim nimic, că mie n-a trebuit să fac niciun filmuleț, mă, la mine e simplu, mă. Mie chiar îmi place de Penelopa. Ce dracu' îți place, mă, ție la Penelopa? Zic, ce-ți place și ție la Loganul tău, mă? Adică o bagi pe toate hârtoapele până nu mai poți și rezistentă, mă. Îi dai să-i sară bujilii pe capotă? Ce zice, mi-ai spus? Este așa? Așa e loc. Dar fii atent, că Bobiță s-a scos calmea, că Bobiță acum ai plecat la Sinaia. Că de-aia m-a lăsat pe mine la cârciumă, dar eu n-am niciun chef de muncă, am închis, stau aici, cum vă e, mă? Cu cine a plecat, mă, Bobiță, la Sinaia? Cu nenorocita aia de la Dridu, mă, cu prietena lui Penelopa. E, da, bă, nenorocită, nenorocită, dar e piesă, bă, e piesă, ca lumea de tot, dar a zis că să încerc să-i arate intrarea dragonului, partea 1, 2, 3, mai vrei ceva, mă? Bă, mai aduc câte un rând de bere. Dorele, bei și tu o bere? Da, bravo, mai beau. Gata, da. Da, vine acum. Nicule, da. Noi mai bem câte o bere. Mai bei o cafea? Nu mai, mă, că am comandă. Deci trei bere, da? Da, 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 da. Auzi, mă? Dar de când e brânzoi, mă, vânzătoarea aceea la lui? Ia uite, mă, întreb. Vezi, mă, bună întrebare. Dar ce-ar fi să-l întreb pe el? Să vezi ce frumos să-ți povestește. Că i-a dat bani lui Filicel, lui Filicioaica, lui nevastă sa, să nu vină niciunul, să stai acasă, să nu se-l vadă pe Filicel bot în bot aici cu aia. Și că parcă lui Filicel îi place de nevasta lui brânzoi. Hai de, mă, ce dracu, ai noroc. Noroc, ai noroc, ai noroc, ai noroc. Ce credeți?
Ăsta se duce să marcheze. Dacă ai singur acasă normal. Pupuială! Băi, Brânzoi, ce? Tu ai auzit de vorba aia? De ce ți-e frică, de-aia nu scapi? Ce, mă? Hai mai întâi, povestește-ne cum ai ajuns tu azi vânzătoarea aceea și după aia vorbim de vorba aia. Hai, du-te, ia-ți o bere, că și așa-ți cu noi la masă, fac eu cinste. Du-te, mă, ia-ți o bere!